În urma adoptării ordonanței de urgență privind situațiile de urgență, s-au adoptat și două hotărâri de guvern conexe care reglează punctual diverse activități. Și anume, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Guvernului numărul 94 din 2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și o a doua hotărâre de guvern privind organizarea, funcționarea și compunerea Centrului Național de Conducere a Acțiunilor de Ordine Publică. S-a mai adoptat un HG privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe 2014 pentru plata titlurilor executorii, având ca obiect acordarea de drepturi salariale. În total 10.760.000 de lei. S-a adoptat de asemenea un proiect de hotărâre pentru aprobarea strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020. Un proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea contribuției financiare a României pentru programele opționale ale Agenției Spațiale Europene, ESA, în valoare de 14.665.000 de euro pe 2014 și 15.411.142 de euro pentru 2015. S-au mai adoptat două hotărâri de urgență, de guvern, pardon, privind alocarea unei sume din fondul de rezervă și transferarea către fondul de intervenție la dispoziția guvernului pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații. Este vorba de 63.791.000 de lei. De asemenea, o hotărâre de guvern privind alocarea unei sume din fondul de rezervă pentru 2014 pentru unele unități administrativ-teritoriale pentru plăți legate de spitale, arierate, cheltuieli prilejuite de sezonul rece, în total 316 milioane. Cam asta ar fi. Vă mulțumesc și vă doresc Crăciun fericit!